Bună ziua, din nou suntem tot pe data de 2 iulie și am zis să arăt în special începătorilor sau celor care nu știu neapărat că sunt apicultori care nu se lovesc cu așa ceva chiar dacă au vechime. Ce vreau să prezint, nu știu dacă mai are albina, dar vreau să vă arăt o matcă trântoriță. Dacă o mai fi, nu știu dacă mai este sau nu mai este, dar vom vedea împreună dacă mai este. S-ar putea să mai fie. Haideți să vă arăt. De ce se trântoresc măcilii? Păi măcilii, în general, se trântoresc din... Sunt două tipuri de regine care se pot trântori. E una... cea tânără care o am aici, mai chiar e curios dacă s-a trântorit sau totuși are puiet bun, o să verific. Matca este aici, dar mă interesează puietul și puietul este într-adevăr de trântori. Da, este o matcă care s-a trântorit. Acum aș căuta-o pe matcă. Adineori am văzut-o, acum iar mi-a sărit din vedere. Gata, este aici. Iată o matcă, ca să nu fie vorba de o colonie bezmetică, să zicem. Aici avem mătcuța, da? O matcă frumoasă, e foarte frumoasă matca, dar nu este viabilă. Ouă, puiet de trântori. Iată, asta e puietul ei. Am lăsat-o până în ultima clipă, am sperat că totul este în regulă, dar nu. Nu este în regulă. Este o matcă care s-a trântorit. Acum, ce putem spune noi despre această matcă? De ce s-a trântorit? Păi, i-a trecut timpul. Ele, dacă nu ies în 8-10 zile afară, la împerecheat, se vor trântori. Cam asta ar fi. Acum nu știu ce să zic. Să o mai lăsăm, oare își revine, nu își revine, nu știu ce să zic. Aici pe margini vedeți puiet răcit, e puiet răcit și asta este, a fost albină puțină și acest puiet o să... dispară. Eu acum ce voi face, asta nu mai este o ramă bună, dar trebuie să îndepărtăm matca. Bun, cam asta este puietul de trântori, dar de la matcă, de la o matcă care nu este viabilă. Îndepărtăm matca. Îndepărtăm matca fără nicio problemă. O îndepărtăm, nu avem de ce să o ținem, e frumoasă, ok. Da, nu s-a împerecheat. Această albină, eu fiindcă am această posibilitate, voi lua rama aceasta și o dau din coace. Așa, fără nicio problemă. Albina a început să plângă, totul e în regulă. Ia să scot o diafragmă. O să se tragă la matca vecină fără nicio problemă. Nu este o cantitate mare de albină care să deranjeze într-un fel sau... să omoare matca din stupul vechi. Bun. O altă
lucrare finalizată, este ultimul stup cu probleme. Care am sperat până în ultima clipă ca matca să fie bună, dar nu este. Închidem urdinișul. Albina se va retrage în partea cealaltă. Încă un lucru ce trebuie să-l fac era să uit, ca să vă arăt. Scuturăm albina și omorâm acest puiet. Trebuie omorât tot puietul. Așa e, așa arată. Se poate confunda ușor dacă nu aveți experiență puietul acesta în celule de albină, să nu fie viabil și acest puiet care a răcit. Rama va merge la topit. Bun. Așa. Deci asta am vrut să vă mai arăt în diferitele probleme care se întâlnesc. Dar această problemă se întâlnește mai rar. În partea dreaptă avem o colonie normală la care îi dăm doar sirop. De aceea prefer eu când dau măci la împerechea, să fie ori mai mulți într-un loc, ori să fie așa o posibilitate de unificare. Uite, în momentul respectiv, dacă nu aveam posibilitatea de unificare, atunci era mai complicată treaba. Trebuia scuturat și albina se ducea în stupul vechi. Așa a fost mai simplu. Bun. Până data viitoare, numai bine.